câteva cuvinte despre acest târg cu produse tradiționale bun de Maramureș. În primul rând, pentru noi ca instituție, este o mare bucurie. De ce este o mare bucurie? Pentru că vedem că are consecințe. Și am să ilustrez ce am spus, pentru că sunt profesor. Au venit două fetițe îmbrăcate corect românește și a întrebat unde-i olarul, unde-i roata olarului. Asta înseamnă că se creează o tradiție, ceea ce înseamnă și efect în timp, pentru că acești copii în timp nu o să devină toți olari și nici artiști plastici, dar se vor uita cu o altă sensibilitate la un stand de olărit. Vine lumea să viziteze aceste târguri foarte mai repede încoace decât să meargă la un mall? Bineînțeles. Sunt niște produse de nișă, sunt niște produse create de către meșterii locali și diversitatea este foarte mare. Avem 52 de exponanți. Aproape că nu sunt doi la un fel. Deci sunt foarte multe produse.